Salutare YouTube, eu sunt Marius, iar în seara aceasta vom suna la infamul număr 666. Va fi fericit sau supărat pentru că este deranjat la ora aceasta, rămâne de văzut. Haide să-i dăm bătaie. Ești numărul format? Haide să vedem dacă va răspunde. Bună seara, numele meu este Marius. Cu cine am plăcerea? Bună seara, domnule Eminescu al Manelor. Aș dori, dacă se poate, să vă iau un interviu. Am observat că în ultimul timp foarte multă lume a apelat la dumneavoastră. Înțeleg, domnule Eminescu. Dacă nu sunt foarte indiscret, puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, din ce familie vă trageți? Ce rude aveți? Nu e la urmă, nu-i fiță, eu mă trag din neam de viță. Cu adevărat impresionant, domnule Eminescu al Manelor. Doriți cumva să spuneți că sunteți rudă cu marele nostru domnitor Ștefan cel Mare? Nimeni minte nu are. Wow, vă rog frumos să mă iertați, domnule. Nu am vrut să spun că sunteți moldovean sau ceva la stilul. Haideți să discutăm despre altceva. Puteți să-mi spuneți, vă rog, ce faceți dumneavoastră în timpul liber cu prietenii? Mă gândesc că un personaj atât de important ca și dumneavoastră are o grămadă. Noi vezi poate pahare, unul de fiecare bembă, mătură tare, rămânem în picioare. Da, o activitate foarte antrenantă. Acum, dacă mi-este permis, cum vă descurcați cu domnișoarele? Cu sau fără coarne? Foarte interesant. Nu aș fi bănuit absolut niciodată. Dar, din postura dumneavoastră, nu vă este teamă că ar exista dușmani, poate, care ar dori să vă ia locul? N-are cine să-mi ia locul, că mă iubește norocul. Sunt cu adevărat impresionat, domnule Eminescu al Manelor. Presupun că soția dumneavoastră este o femeie foarte fericită. Iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Îmi cer minte scuze, nu am știut. Înțeleg dacă doriți să nu mai continuăm acest interviu. Chiar îmi pare foarte rău. Cam atât și cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Eu m-am distrat enorm de mult. A fost foarte tare să-l fac. Dacă v-a plăcut, să dați și voi un like dacă doriți. Și să dați un share. De ce nu? Poate voi mai face.